în același context se propune atenție dumneavoastră aprobarea proiectului de decret al președintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Gheorghe Galbura în funcție de viceministru al apărării și înaintarea lui președintelui Republicii Moldova. Domnul Galbura este colonel în rezervă, a activat toată viața în cadrul Armatei Naționale, cunoaște bine activitatea din domeniu. Vă rog, susțineți aceste propuneri. Așa, mulțumesc. Colegi, care aveau obiecții, propuneri? Nu sunt. În temeia celor prezentate, considerăm aprobat